pentru astăzi, 17 februarie, orele 11, a fost citat cetățeanul Oleg Voronin, aici la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, pentru a oferi careva explicații care vizează tranzacțiile sale bănești în proporții deosebit de mari, tranzacții care au fost efectuate pe parcursul ultimelor 2 ani. Ce este o procedură obișnuită în care dumnealui trebuie să ofere material probatoriu, deci documente trebuie să ofere, care ar putea argumenta proveniența acestor bani. Dimineața la orele 9, cetățeanul Voronin a telefonat, ce a făcut un apel telefonic la ofițerul care investighează cazul și a spus despre imposibilitatea lui de a se prezenta la centru pe motiv că se află peste hotarele țării și a spus că se află în Austria. Totodată dumnealui a dat asigurări că îndată ce va reveni în țară, se va prezenta aici la centru. Deci nu a spus care sunt termenii, dar în cazul în care acești termeni vor fi depășiți, adică peste limite, îl vom cita repetat. Este vorba despre 67 de milioane de lei cheltuiți în afara teritoriului țării, în diferită valută, euro, dolari, care deci, prezintă unele semne de întrebare. Ca argument pot să spun că în declarația pe venituri a lui Oleg Voronin au fost indicate 4 milioane de lei, ceilalți bani urmează să fie prezentate documente privind sursa lor. Dumnealui știe despre citații, de aceasta consider a și sunat și a prezentat motivul său întemeiat de a nu se prezenta.